Buonasera. Questo è già un classico, la non è solo verificarsi il telefono mobile per care cu siguranță le ați închis mai de mult. Nu am niciun dubiu. Urmăriți prima reprezentație a unui spectacol pe care nici eu nu-l cunosc prea bine, pentru că aflându-se sub imperiul improvizației, nu vom avea două la fel, dar pentru care curiozitatea mea este cea mai mare. El se numește, dacă nu vă convine titlul și dacă vă convine la fel, Slugă la cinci stăpâni, o parodie a parodiei, maniera comediei de l'arte, specia al improviso, și n-am de gând să vă țin niciun speech. Vizionare plăcută! Thank you.
Să jucați.
Și gata. Îmi iese o piese nouă. Doamne, sunt genială. Am plasat la sorți celor să joc și mi-e și intrigantă. Da, data trecută când am plasat la sorți, mi-e și tot intrigantă. Și trăsesem ultimul bilet. Odată mi-am zis să fac eu biletele, bănuind că sunt însemnate. Și o să piasă tot intrigantă. Uite, 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 intrigantă aici. Așa, mulțumesc. Plăcere? Da, gata, știu, am găsit. Da, o să luăm o piesă din Italia. E un text slăbuț, nu l-am citit, dar îmi place și are de râs multe. Ai și de fete? Da, Romeo și Juliet. Romeo și două Juliet. Nu știu câte Juliet, nu știu câte replici am de zis. Nu știu câte zis. Știu cine-i scris? Un englez. Aha, și câte replici am de zis? Păi depinde ce rol îți dau, ia să vedem. Vreau că cel mai mare. Cel mai mare e de bărbat. Deci, gata, m-am săturat tot timpul rolurile mari, suntem trei, noi suntem proaste, suntem femei! Da, dar ce crezi? Așa era înțeles! Păcați-o, vă rog. Rolurile pentru femei sunt mici. Și bărbații, cu bărbații, făceau ce puteau. Gata, m-am hotărât fără piese englezești. Brexit! Încercăm franceză. Auzi, aș vrea o piesă în care toate rolurile să fie principale. Așa ceva este foarte greu de găsit. Dar m-am gândit, o să luăm o piesă din Italia. Care este respectată, este pusă în valoare. Dacă e talentată. Acolo toate sunt talentate. Da! Toate! Hai, plecați, lăsați-mă să lucrez. Cât mai durează? Lasă-o că se enervează. 10 minute. Prea mult, îți dau maxim 3. Nu e acum, vrei, nu treci! Edigio? Egidio! Așa. Mai cu curaj. Prea mult curaj. Da. O să luăm o piesă din Italia, unde s-a născut Talia. Da. Da. Dacă scriam eu la o veșnicie. Dacă la o veșnicie. Ce distracție o să fie. Moare! De foame!
uscate, vasele, uscate, da? Vasele crăpatele mele sunt patru fel de abesinioară! La vansă, da? Thank you.
treabă pe care dacă o faci, pe tine nimeni nu te va vorbi. Mai tare, mai tare! Vorbești franțuzește! Nimeni nu vorbea! Și ne înțelește! Bravo! Ești omul potrivit! Vrea scrisoarea asta și du-o la destinație negreșit. Și după te întorci să-mi spui tot. Ai conceput? Ceva?
tata îmi spunea, asta să nu faci, asta să nu joci și mai ales să nu faci asta. După ce am crescut, am văzut că bărbații sunt de altă părere. Să faci asta și asta și mai ales asta și mai mult și mai mult. Da, și mai mult. Cine se mai înțeleagă? Cine se mai înțeleagă? Cine se mai înțeleagă dacă nu eu? Lechina! Stăpâne! Lechina! Stăpâne! Ficul dumneavoastră, stăpâna meu, tocmai mi-a zis că vreau să se însoare! Aaa! Și ce-mi pasă mie? Oi, păi, poate mă pasă, nu mai zici cu cine? Lasă, ia lasă! Păi, poate că e vorba de Isabella. Isabella? Isabella! 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 Shit!
de la capăt. Ce să dăm? Cu uitarea. A, care uitare? De la început. A, care început? Cum să iasă dacă n-a intrat?
să-ți iasă aici ceva, dacă nu faci ceva cu mâna ta. Și mai una foarte... Poftim! Vă temeți de mâncare? Sunteți slabi? Stați? Ineficace! Las că vă arăt eu cum se face. Ce lună mentu amare, mamma mia, maritare! Fia mia, plinare, mamă! Și chestia cu pielea personajului. Intră în pielea personajului? Dar ce expresie mai e și asta? Adică, ies din pielea mea. Dar cum, Doamne, iar cum mă ies? Mă jucuiesc? Seara de seară o scot. Dacă pot, mă duc la cuier și iau din cui pielea personajului. Și gata, ești talentat. Ai intrat. Cum unde? În pielea lui! A personajului! Păi și dacă e prea mică? Prostă creștere? Gata! Dacă te mai prind, că te-ai
doamnelor! Dacă mai apare în cale foc, mă fac și te strivesc ca pe un gândac. Ce te-a scris, domnilor, porcăria aceasta? Eu acum intru în scenă. Este ultima dată când spun, fără 4.000 de țechini, nu avem ce discuta. Nici dumneata cu mine, nici eu cu dumneata. Și n-ai să mai vezi deloc pe fica mea? Care va să zică, 6.000 cea mare, 5 țechini cea mică. Alechino! Corobina! Alechino! Corobina! Alechino! Corobina! Alechino! Corobina! Ce cauți aici? Nu știu ce cauți aici. Zi tu prima. Nu zi tu prima. Signora Beatrice m-a trimis după tine. Coincidență, signor Francesco m-a trimis după tine. Coincidență! El a venit după tine și tu veneai după mine.
telespectatorii, întrerupe programul nostru obișnuit pentru o transmisiune senzațională în direct. Conflictul actrițelor de la Teatrul Odeon de Paris. Foarte bine, adevărata prietenie. Rămâneți cu Începe tu de data asta, bine, aduci eu, taci că vine proasta.
Comda? Nu vă spun. Să nu grăbaze, Giulia. Nu vă spun. Să nu grăbați de ciudă. Incredibil, doamnelor și domnilor, senzațional! Așa ceva n-am mai văzut. Andreea, ai legătura. Fetelor, ne vedem după, da? Și acum vă urmă o parte foarte amuzantă a pieței. Ce foarte mult amuzantă. Vă merge să ia masa la har. La actori, ca domn, stăpâni. Cei foarte mulți stăpâni care sunt și actori, vor merge să ia masa la har. Iar Arlechino va trebui să-i servească pe toți. Ce îi vor comanda haniței Mirandolina. Și deși meniul este aici scris, Arlechino nu știe să citească. Așa că toate meniurile, toate meniurile se vor furca și va fi foarte amuzant, pentru că Arlechino se poate scurta. Așa, și pantalonul va comanda. O supă de carne, cu soi de roșii și zeiței, foarte fire, sunt și aerului, o natură de rău să scrie stai închei. Da, la tavă, la tavă, așa. Așa, poate vine cu vin roșu să iei de pe masă, care se întors la bărină, mulgem și apne și frișcă și frișcă din veșuri. Capitanul meu. Eu așa, capitanul, o supă de broccoli, o supă de broccoli, fără ou, fără ou, da. Cultura de mită sânjenită cu soi de mele roșii, asortată cu un vin de fedearele noastre, la fel de sevășuri siciliene, fel de miere cu mătăducă și portocale roșii. Izabela, Izabela va comanda o supă de nimic pentru dietă, dar foarte bine fiartă, și sardine la grătar, fără grătar și fără sardine, și un pahar de vin alb și ca desert, mirosul de trandafir de la plăcintă. Doctore, tatăle va comanda 6 porții de supă din tot ce există la har, 6 feluri de friptură din tot ce există la har, 6 feluri de vin alb, roșu, sec, demisec, extra sec, extra dulce, demi-dulce, super dulce, extra dulce și toate deserturile care există la har. Junele prim va comanda. Acum așa, stai un pic! Stai un pic, te rog frumos, oprește-te. Stai un pic. Am vorbit și noi ceva înainte de 3 șnuri, te rog zile și tu în ordine alfabetică. Nu poți să le rețin ce nu înțelegi. Lasă-mă în pace! M-am săturat! Nici măcar nevastă mea l-a venit! Că tot timpul joc slugă! În Shakespeare joc slugă! În Chekhov joc slugă! În Gogol tot slugă! Domnul încolo, dar încolo face mai improviză! Gata! Nu! Nu! Nu are loc în publicul sală, dar nu pot! Te rog frumos, lasă-mă și pe față. Nu, trebuie să-mi lasă cu extragerea, că știu eu ce-mi pică, tot slugă îmi pică. Vreau și eu să joc altceva, vreau să joc, nu știu, șunele prim. Să fiu și eu un gacicar prim. Tu vezi că tot are timp la mine! Da. Are dreptate. Adică, serios acum, chiar îmi plac rolurile frumoase și chiar sunt frumoase, dar... am săturat să joc cu rolul de grase. Dar ce ți se pare? Ți se pare că sunt grasă? Ce da și mie de mine. Mai ceva, eu nu înțeleg ce tot jucăm aici astea. Adică, ce toți putinim noi cu problemele altora? Tot felul de, jucăm tot felul de psihopați, reci, să ne demonstrăm ce că putem, da, putem, putem orice, putem să jucăm orice personaje, din orice timp și din orice loc, dar de ce ne ocupăm de problemele noastre? Nu avem și noi probleme, avem și noi tempelii noștri, ne avem atâția cretini și domitori, să ne jucăm de la englezi. Nu avem și noi prietenii noștri, numai italienii au. Eu nu înțeleg ce e așa mare scopare, să avem și noi, dar Turcia originală. Da, așa este. Spune-mi și mie, de ce nu putem să facem chestia asta? Adică problemele sunt mult mai complexe și mai grave de atâta. Nu e numai că textul nu e ce trebuie. A, nu-ți place textul meu? E ce trebuie, asta e să mai fie nimic. Nu-ți place textul meu? Băi, nu! Dar trebuie să-l spună cineva! Condurile sunt insuficiente! Asta-i decor? Nu se poate așa ceva! Uite-te și tu la luminți! Cu luminile astea... Slavă Domnului că avem muzica cât de cât ok! Și nici n-am fost cât de salarii!
singurul lucru am de spus, pe mine iarăși m-au exclus. Gata, gata, am înțeles! Schimbăm tot! Schimbăm tot! De fapt, abia acum începe piesa! Până acum, minunat spectator și mirobolat de spectator, totul a fost doar așa. Ca să vă obișnuiți cu ideea. Dar drama, acțiunea, abia acum se dezvoltă, abia acum se descoperă, abia acum crește și acum apare. Nu apare. Dar nu vă spun ce apare ca să nu vă spun surpriza. Plăcerea surprizei. Dar eroul? N-a venit. Eroina? Mă schimb. Noutatea abia acum a venit și totul se schimbă. Da. Totul devine mai profund. Totul devine mai frumos. Totul devine mai altceva. Unde sunteți? De ce m-ați lăsat aici? Bine, am înțeles. Am înțeles ce vreți. Actorii nu vor să joace rolurile în care sunt distribuiți. Foarte bine. Fiecare să joace ce vrea să joace. Dar cum ne apropiem de final, o să urmeze dezastru tot. Care final? Că aveam început. Poftim? Și ce fac că eu am repetat? Că stai puțin, că aici am rolurile sensibile, scena balconului, scena păsărutului. E vreo să fiu scena cu prăjitoarele pe care mi-ai dat-o, de unde ai luat-o? A luat-o de la englezul ăla care mă lasă numai să inspir, nu să Shakespeare. Lăsați-o, domnul Sfântului! O să vă las să jucați ce vreți să jucați, deși nu e prea clar subiectul. Bine, și la oameni, de ce am avea nevoie de subiect? Adică, uite prima piesă fără subiect. În sfârșit, o piesă originală, cum am mai spus-o. Sunt genială! Bine, am înțeles? De acum încolo, libertate totală. Am introdus în scenă patru vrăjitoare!
care, Michele, vraja, totul strică. Dar ce fac? Frică, dragă, frică, frică. Mi se face frică. 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 Du-te! Grâncii! Copii! Copii!
Și încă ceva, în total erau cinci.
10 ani. Sau peste 100. Sau peste 1000. Sau poate peste 1 milion. Sau peste 1 miliard. Ce să fim noi mâine? Plecarea tot. Che stai da luna, stai buscassi. Che stai da luna, stai buscassi. Che stai da luna, stai buscassi. Thank you.